La 31 de ani, Vlăduța Lupău, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară al momentului, trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, este însărcinată și urmează să devină mamă de băiat, exact așa cum a visat. Despre drumul parcurs până aici, care nu a fost unul simplu, dar și despre viața de familie și carieră ne-a povestit într-un interviu amplu și emoționant. Bună, Vlăduța! Te afli în cea mai frumoasă perioadă a vieții tale. Porți în pântece un suflet care te va face să cunoști, în curând, cel mai deosebit sentiment, acela de a fi mamă. Cum te regăsim în această perioadă? Cel mai sincer răspuns. Foarte fericită mă găsiți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scris această parte a vieții și mie. Și anume, aceasta de a purta în pântecele meu rodul iubirii lui pentru noi. Ești în al doilea trimestru de sarcină. Se zice că al doilea trimestru e cel mai frumos și confirm și eu acest lucru. La început, ești super stresată să treci peste primele 3 luni, care se știe că sunt critice, aștepți rezultatul la câteva, multe, analize. Aștepți să vezi cum se acomodează corpul tău cu noua schimbare. Sunt multe semne de frică și de întrebare în prima parte. De care, slavă Domnului, am trecut cu bine. Am avut câteva probleme pe care majoritatea femeilor le au, și anume o mică trombofilie, o boală de sânge, și din acel motiv am urmat un tratament perfuzabil pe o anumită perioadă, ca să mă asigur că fac tot ceea ce depinde de mine, ca să fie bine pentru sarcină. În rest, am mâncat de toate, rude, după cum se poate observa azi pe mine, kilograme în plus, deși aveam doar stări de arsură la stomac. Sigur, imediat i-am trimis analiza lui Adi, care s-a bucurat enorm și replica lui a fost, în momentul ăsta urci în mașină și vii acasă. Nu mai stai nici o clipă în frig, cum vă ziceam, filmam un cântec de Crăciun, logic, înghita mai zăpada și frigul. Nu mă prea iau eu după ce se spune, însă de mică știam că îmi doresc să fiu mamă de băiat. Nu mă vedeam mamă de fetiță, mai ales că eu sunt o fire băiețoasă. Rude, mă rog, îmi doresc să am și o fetiță, dar prima dată băiatul. Rude, și, uite, așa a fost.